Știi la ce m-am gândit zilele astea? A ști dacă îmi spui. Ce-ar fi dacă am merge la un film în oraș? De ce aș da banii când îl pot vedea acasă? Nimic nu se compară cu senzația pe care o trăiești într-o sală spațioasă, bine sonorizată, lumini puternice și o subtitrare perfectă. Să nu mai vorbim de prostiuțele de ronțăit! Dar avem și noi un videoproiector foarte bun. Acum jumătate de an l-am achiziționat la sugestia ta. Ai și uitat câți bani m-a costat. Sistemul audio de ultimă generație, cumpărat acum 2 ani, e perfect pentru a simula o seară de film dintr-un cinema în mica noastră garsonieră. Dragule, biletele sunt în poșeta mea. Așa că vrând nevrând, în seara asta, de la ora 8, suntem la un film de lungmetraj 3D. Deci, în câteva cuvinte, vom avea parte de efecte speciale. Efecte speciale, zici? Fie cum spui. Sunt curios ce o să văd cu ochelarii ăștia. Am impresia că vom privi o eclipsă de lună, nu un film. Auzi, tu ai citit ceva despre cum se folosesc? Cu siguranță s-a scris un manual cu instrucțiuni. Se pun pe ochi și gata. Hai. Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Ochelarii tăi și efectele tale speciale. Mi s-a făcut un rău incredibil, m-a luat o durere de cap și îmi vine să vomit. Pur și simplu mi s-a încețoșat privirea de la ochelarii aia.